Copiii sunt expuși drogurilor chiar acolo unde merg să învețe, la liceu. Odată prinși în capcana dependenței, drogurile devin centrul vieții adolescenților. Asta arată operațiunea Meduza, iar tentaculele se extind în țară. Astăzi, perchezițiile au continuat în Bacău, după ce ieri procurorii au descins la numai puțin de 25 de locuri din Suceava. La București, doi suspecți au fost arestați preventiv, iar alți doi nu își vor putea părăsi casele în următoarele 30 de zile. Tentaculele Meduzei se extind în România. Timișoara și Bacău sunt ultimele locații unde procurorii de ICOT au făcut percheziții. Zilele trecute au bătut la uși în numai puțin de 25 de locuri din Rădăuți și la două apartamente din Cluj. Operațiunea a început în București cu 23 de vizite ale mascaților. La Timișoara, suspecții sunt bănuiți că din mai 2021 și până în noiembrie anul trecut au vândut în oraș cannabis, amfetamină, MDMA, dar și noi substanțe psihoactive. Sunt foarte periculoase pentru că tocmai de aceea au acest titlu generic de noi substanțe psihoactive, pentru că este o combinație de alte substanțe. În Bacău, mascații au spart ușa suspecților. Deschide poliția! Procurorii susțin că aceștia vindeau cannabis și amfetamine, inclusiv către elevi. La București, tinerii acuzați de trafic de droguri licee încep deja să suporte consecințele. Doi vor sta următoarele 30 de zile în arest preventiv, iar alți doi au fost arestați la domiciliu. Alți trei inculpați au scăpat doar cu măsura controlului judiciar. Unul dintre ei, minor, e fiul unui secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Tatăl altuia lucrează la DNA. Suspecții ar fi vândut droguri într-o serie de licee din capitală, precum Jean Monnet, Liceul Francez, Ile Caragiale, Liceul și Hristo Botev. Consumul de substanțe interzise în rândul adolescenților e o realitate care nu trebuie ignorată. Discuțiile deschise despre droguri și despre efectele acestora ar putea face diferența. Cunosc o fată care a încercat și după am reușit să o fac să se lase și să nu înceapă. Dar, da, a fumat iarbă. Eu sunt foarte bună la bio și am explicat foarte bine și pus la punct ce poate să-i facă drogurile și în ce măsură o aduc și unde poate să ajungă, sau mai bine spus, unde nu poate să ajungă. Nu cred că ne ajută să punem problema sub preș sau să mărim pedepsele pentru consumatorii de droguri, ci cel mai bine ar fi să informăm pe toată lumea despre la ce riscuri se expun în momentul în care consumă. Și clar ar fi benefic să fie inclus un capitol despre consumul de droguri în materia educație pentru viață sau chiar la biologie, mai ales că există deja în curriculum. Cei care au scăpat de dependență nu pot înlătura și amintirile iadului prin care au trecut. Ajunsesem să dorm prin scări de bloc, pe cartoane, să cerșesc prin parcări în fața restaurantelor ca să fac rost de bani, să mă droghez și să-mi iau un sandwich. Deci îmi pierdusem orice formă de demnitate. Georgiana a încercat pentru prima oară drogurile la 17 ani. A început cu substanțe ușoare, dar a ajuns să-și injecteze inclusiv heroină. Acum îi ajută pe cei care se luptă cu dependența. În fiecare zi mă sună cel puțin un părinte disperat. Mă gândeam câtă durere e în inima unui părinte care își vede copilul că se droghează, că fuge de acasă, că ajunge, în, mai ales în cazul fetelor, în trafic de persoane, în prostituție, în a face lucruri de neimaginat și să-ți vezi copilul în starea aia și să te simți neputincios. Discuțiile despre droguri cu copiii ar trebui să înceapă la vârsta la care pun prima întrebare despre subiect, spun experții.